Praznicul Adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele 12 împărătești ale Bisericii Ortodoxe, este sărbătorit la 15 august și reprezintă cea mai importantă sărbătoare închinată Sfintei Maria. În această zi se sărbătorește atât moartea și îngroparea, cât și înălțarea ei la cer. Potrivit tradiției Bisericii, Sfânta Fecioară Maria a fost anunțată printr-un înger de trecerea ei la cele veșnice, iar apostolii aflați în acel moment în diferite zone ale lumii au fost aduși pe nori pentru a fi prezenți la acest eveniment. Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântare, el ajungând 3 zile mai târziu. Întristat, a cerut să se deschidă mormântul pentru a săruta mâinile Născătoarei de Dumnezeu. Dar intrând, l-a găsit gol. În timp, în cuvântările părinților bisericii s-a afirmat cu mai multă putere credința că, după adormirea sa, Fecioara Maria a fost înviată de Iisus Hristos și luată cu trupul în împărăția cerurilor. Ea s-a dus în satul Ghețiman și acolo unde obișnuia Mântuitorul să se roage de nenumărate ori, așa s-a dus și ea. S-a pregătit căsuța, odaia în care vețuia, s-a dus în muntele măslinilor și s-a rugat ca trecerea ei din această viață cea veșnică să fie după voia lui Dumnezeu. Și mă gândeam că ce lucru frumos și însemnat. Oare pe noi ne va vesti Îngerul cu 3 zile înainte de plecarea noastră în această viață, ca să ne putem pregăti și noi? În 15 august este celebrată și Ziua Marinei, Sfânta Maria fiind ocrotitoarea marinarilor. În dimineața de Sfânta Marie Mare, femeile merg la biserică și împart struguri, prune și faguri de miere. Apoi merg în cimitir și tămâiază mormintele rudelor. Ciobanii coboară oile de la munte, bărbații își schimbă pălăria cu căciula, se interzice scăldatul în apa râurilor, spurcată de cerb și dormitul pe prispa casei. De Sfânta Marie, fetele poartă o plantă numită năvalnic, care ar avea puterea să aducă pețitori. Dacă în apropierea zilei Sfintei Mării înfloreau trandafirii, era un semn că toamna va fi lungă. De pe 15 august se deschide în satul tradițional un important sezon al nunților, sezon care ține până la intrarea în postul Crăciunului. Tot acum se deschid târgurile. Perioada dintre cele două, Sfântă Mării, Sfântă Maria Mare și Sfântă Maria Mică, pe 8 septembrie, era considerată perioada cea mai potrivită pentru semănăturile de toamnă. În ziua de Sfântă Mărie se adună și ultimele plante de leac.